evenimentul prilejuit de sărbătorirea Unirii Principatelor au fost prezente autorități locale și personalități care au evocat însemnătatea momentului de la 24 ianuarie 1859. Să ne aducem aminte cu pioșenie de ceea ce a reprezentat și reprezintă Alexandru Ioan Cuza cu bunele și relele lui pământene, dar omul Unirii, reprezentantul națiunii de la 1859, el va trebui să rămână veșnic în memoria noastră. Prin unirea Principatelor Române, unire care la început a fost o unire personală, dar apoi s-a transformat într-o unire politică, am reușit practic să constituim statul. Ce reprezintă pentru dumneavoastră această zi? Este un moment foarte important, nu numai pentru mine, pentru tot poporul român, pentru că în 1859 a avut loc alegerea unui același domnitor și pentru Moldova și pentru țara românească, în persoana domnitorului Alexandru Ioan Cuza, care în cei 7 ani de domnie a inițiat și s-au aplicat o serie de legi în favoarea poporului român. Sunteți mândru că sunteți român? Sigur, am fost și sunt mândru pentru că e țara mea, aici m-am născut, aici m-am realizat și mă simt bine alături de români. Gălățenii prezenți au depus flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, iar câțiva preșcolari de la grădinița Parfumul Teilor au recitat poezii dedicate acestuia. Ai învățat vreo poezie despre Cuza? Da. Da? Poți să mi-o spui? Da. Ia spune. Ora lui Cuza. Frunză verde treminga dale, de la Milcov mai la vale, s-a întins o horă mare, că e zi de sărbătoare. Trageți hora cu focare, din Carpați până la mare. Frunză verde treminga dale, de la Milcov mai la vale, s-a întins o horă mare, că e zi de sărbătoare. Trageți ora cu focare, din Carpați până la mare, că e zi Cuza vodă să domnească, o știrea să o mărească. Ce sărbătorim astăzi, știi? Ziua lui Alexandru Ioan Cuza. Sărbătoarea Unirii s-a încheiat cu un scurt moment artistic susținut de ansamblul Doina Covârluiului al Centrului Cultural Dunărea de Jos și cu Ohora Unirii, în care s-au prins gălățenii prezenți la manifestare.